Consilierii județeni din grupul PNL, grupul PSD și alte formațiuni au propus reluarea votului cu privire la hotărârea de Consiliu Județean referitoare la sumele alocate pentru primăriile din Timiș, însă proiectul a fost respins în urma disfuncționalităților la sistemul de vot. Disfuncționalitățile din ședința Consiliului Județean Timiș se îndreaptă împotriva intereselor publice din județ, cu un autor moral indiscutabil al INICA. În cadrul ședinței de plen desfășurate la Consiliul Județean Timiș, consilierii județeni din grupul PNL, alături de cei din grupul PSD și alte formațiuni, au depus inițiativa de a relua votul cu privire la hotărârea de Consiliu Județean legată de sumele alocate pentru echilibrarea bugetelor locale destinate unităților administrativ-teritoriale din Timiș, bugete locale și drumuri. Deși această hotărâre era în situația de a obține majoritatea voturilor, conform intențiilor exprimate de consilieri, adoptarea hotărârii a întâmpinat obstacole tehnice. Proiectul care privea repartizarea sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea cheltuielilor privind drumurile județene și comunale pe anul 2024 a fost respins în urma disfuncționalităților la sistemul de vot. Votul unor consilieri județeni nu a fost înregistrat în cadrul votului final pentru sumele alocate intervențiilor la drumuri, spre exemplu cu o motivație aparent legată de disfuncționalități tehnice, dar care este posibil să ascundă influențe asupra procedurii din partea celui care este președinte CJT în funcție al INICA, care a exercitat presiune asupra consilierilor. Sperăm că aceste disfuncționalități tehnice ale sistemului de vot de la CJ Timiș să nu se mai repete pentru o adoptare transparentă a deciziilor în plenul Consiliului. Ne exprimăm pentru convocarea de urgență a unei ședințe a plenului Consiliului Județean chiar în această săptămână, în care să fie repusă în dezbatere și clarificată alocarea fondurilor de reechilibrare într-o versiune corectă și echilibrată, explică reprezentanții PNL Timiș.